plătit bilet. Uite lumea cum a plătit bilet. Ce mă acolo? Păi mă pun aici, ce trebuie să fac? Aceste imagini s-au derulat ieri pe litoral în gara din Eforie Nord. Trenul Regio Mangalia Constanța a avut un singur vagon, iar casele de bilete au vândut mult peste capacitatea lui. România, litoralul pentru toți până pe 30 și pe 9 se scot trenurile. Nu pleacă nimeni, domne, până luni toți în tren, nu plecăm. Problemele au apărut după ce compania feroviară a anunțat că scoate din circulație trenurile Soarelui, astfel că de la Mangalia la Constanța a mai rămas doar un tren și acela cu un singur vagon. E posibil, am luat locuri pentru ce? Am luat un loc pentru copil la 3 ani, la 4 ani, ca să ce? A venit decât un singur vagon din Mangalia până acum de ne-a găsit dragi unul peste altul și aici a zis că ne așteaptă trenul. E posibil așa ceva? După mai bine de o oră și jumătate, responsabilii de la CFR au găsit o soluție. Au pus la dispoziție o garnitură suplimentară, iar oamenii au ajuns în cele din urmă în gara Constanța, acolo unde îi aștepta legătura spre București. Numai că decizia de a întârzia plecarea acestui tren i-a nemulțumit pe cei care își cumpăraseră bilete din Constanța și așteptau deja de minute bune în vagoane. N-au dat nicio explicație, s-a anunțat pur și simplu la stație că se întârzie 50 de minute, atât și nimic mai mult. Când am întrebat, domnule, ce se întâmplă, toți dau de umeri. Pe noi, cine ne plătește ora pe care o stăm în gara? A fost un tren cu un vagon etajat, asta înseamnă 120 de locuri, la care au mai încăpăt în picioare, nu știu, pentru că sunt și cu bagaje și cu astea, nu știu cât să zic. Să zic încă 30, 40. Și câți au rămas pe jos, pe jos? Deci, la început, 20 de inci, din ce mi-a spus mie șeful de tren de la cel cu vagonul etajat. Am trimis de zero pentru încă 100 și ceva de călători și de zero acela n-a fost plin. Deci 500 de călători nu aveau cum să încapă. În cele din urmă, oamenii au plecat spre București cu o întârziere de aproximativ 40 de minute.